BIT TV. Vorbește liber. În această seară să ascultăm povestea Chiorului și a Șchiopului. Ci că a fost odată un om care avea o livadă cu mere și se gândea el: ce paznici mai potriviți aș putea găsi să-mi păzească merele decât un chior care să nu le vadă cât sunt de ispititoare și un șchiop care nu, să nu se poată cățăra la ele, chiar dacă le vede. Și făcu întocmai. Și într-o zi, șchiopul se opri în fața unor pomi, admirând fructele atât de frumoase, și îi spuse orbului: nici când n-am mai văzut așa mere frumoase. Ce ar fi să luăm și noi vreo câteva? Dar de ce îmi vorbești de frumusețea lor când știi că eu nu le pot vedea și de aceea nici nu mă ispitesc? A, nu știi ce vorbești? Ia dulmeca aroma acestui măr. Și șchiopul întinse mâna spre un măr crescut pe o creangă mai joasă, iar apoi îl puse chiorului sub nas. Am o idee năstrușnică. Ascultă-mă. Tu mă iei în cârcă și mergi cu mine după cum te îndemn eu. Eu întind mâna și culeg câteva mere. Pe urmă, facem dreaptă împărțeală, că doar nu o să răci stăpânul nostru dintr-atâta. Vrei să faci precum îți spun? Dar mai este vorbă? Și șchiopul sări în cârca chiorului și începu să culeagă mere. Prinzând gustul, ei repetară mai multe seri la rând povestea, până când stăpânul observă că îi sărăciseră crengile merilor. Nebănuind deloc adevărul, el se așeză la pândă într-o seară. Văzând că înșiși paznicii erau hoții, încremenii. Mirat, spuse: un șchiop merge pe picioarele unui chior, iar chiorul vede cu ochii unui șchiop. Aceasta a fost povestea. Noapte bună, copii! Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Body copii, diverse modele și mărimi cu prețuri începând de la numai 7 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la...